Acest program poate fi vizionat de copii în vârstă de până la 12 ani numai cu acordul sau împreună cu părinții ori familia. Pe 27 august, Moldova marchează aniversarea a 28-a proclamării independenței sale. Dimineața zilei de sărbătoare a început cu tradiționala depunere de flori la monumentul Maica Îndurerată de la Complexul Memorial Eternitate. La ceremonie a participat întreaga conducere a țării, președintele Igor Dodon, președintele Parlamentului Zinaida Greceanu și premierul Maia Sandu. Cu ocazia sărbătorii, șeful statului a dorit concetățenilor noștri încredere în forțele proprii și optimism și i-a îndemnat pe toți să se mândrească cu Moldova. Eu cred că, în pofida la toate greutățile și provocările, noi vom face față și Republica Moldova, care are un trecut glorios. Mă amintesc că în acest an noi celebrăm 660 de ani de statalitate a Moldovei și 28 de ani de independență. Eu cred că țara noastră, cu un trecut glorios, are și un viitor foarte frumos. Moldova are viitor, sunt sigur. 28 de ani nu este atât de mult, însă Republica Moldova scrie cu încredere paginile noii sale istorii și acum se află pe o cale dreaptă. Sunt convinși cei adunați la acest eveniment. Noi, Republica Moldova, avem 28 de ani. Poate nu am realizat totul ce am dorit, dar cu toate acestea suntem pe o cale dreaptă, calea renașterii poporului nostru moldovenesc. Această poziție este împărtășită pe deplin și de cetățenii țării noastre. Ei au povestit jurnaliștilor postului nostru de televiziune ce înseamnă această zi pentru ei personal. Ziua independenței înseamnă libertate. Ziua independenței înseamnă că mă simt bine acasă și nu depind de nimeni. Sunt independentă în țara mea. Deci sărbătoresc această zi fericită alături de cei dragi, alături de familia acasă. E una dintre cele mai importante sărbători pentru mine și pentru întreg poporul nostru. Desigur că o sărbătoare, mergem să depunem flori la Ștefan cel Mare, monumentul, apoi vom sărbători în familie. Doresc numai bine să fie, să nu mai fie și antras noi. Asta e principal la noi, Moldova. Șirul de evenimente consacrate Zilei Independenței Republicii Moldova continuă în centrul capitalei. Președintele țării Igor Dodon împreună cu speakerul Parlamentului Zinaida Greceanu au depus flori la monumentul Marelui Domnitor al Moldovei Ștefan cel Mare. De asemenea, la ceremonie au participat deputați, consilieri municipali, activiști ai Partidului Socialiștilor și Garda Tânără. Я думаю, что все понимают, что 28 лет независимости это только начало. Cred că toți înțeleg că 28 de ani de independență sunt doar începutul. Eu, de exemplu, sunt mândru că avem propria independență. 28 de ani în urmă, la începutul anilor 90, și părinții mei au participat la Marea Adunare Națională. Știu că și marea majoritate a părinților voștri la fel au participat. Există diverse opinii, precum că a fost bine sau rău, dar eu cred că a fost bine că am obținut independență. Și foarte bine că avem țara noastră independentă, suverană. Da, avem probleme, ne-am ciocnit cu foarte multe provocări parcursul acești 28 de ani de independență. Și în anii 90 au fost provocări, și în anii 2000, și ultimii 3-4 ani, și ultimele luni. Dar important că mergem înainte. Am păstrat statalitatea și trebuie să o consolidăm. În susținerea celor menționate de către șeful statului și cu mesaj către concetățenii noștri, a venit și vicepreședintele Parlamentului Republicii Moldova, secretarul pentru ideologie al PSRM, Ion Ceban. Potrivit acestuia, este important să mergem înainte și să credem în țara noastră. În primul rând, felicitări tuturor cetățenilor Republicii Moldova. Este o vârstă foarte fragedă. Am avut parte și de insuccese, am avut parte de succese mici, poate. Este important să credem în noi, este important să credem în Republica Moldova. Sunt puține națiuni la nivel european care și-au păstrat granițele de-a lungul istoriei.
Eu cred că avem potențial enorm și trebuie să-l verificăm. Trebuie să facem totul ca Republica Moldova să rămână pentru copiii noștri, iar cei care se află peste hotare să se întoarcă acasă. Reprezentanții mai multor organizații de tineret au depus astăzi flori la monumentul lui Ștefan cel Mare. Potrivit acestora, este de datoria fiecărui cetățean să onoreze această sărbătoare, pentru că doar cunoscându-ți trecutul poți construi un viitor demn. Ziua Independenței, de fapt, oficializează o nouă cale în istoria țării noastre, istoria unui stat independent. Este remarcabil că tot în 2019 noi marcăm nu doar 28 de ani de independență, dar mai marcăm și 60 de ani de statalitate. Asta tot este destul de important pentru dăinuirea noastră ca neam și pentru devenirea noastră ca o națiune în rândul națiunilor europene. Noi suntem foarte bucuroși că această sărbătoare adună foarte mulți oameni, mai cu seamă adună tineri, la monumentul lui Ștefan cel Mare. Noi considerăm că este datoria noastră să venim de fiecare dată aici, să marcăm această sărbătoare pentru că noi avem o țară. Noi nu ne putem permite luxul de a pierde acest stat, această țară, și noi nu ne putem permite luxul de a da uitării istoria bogată a țării noastre, tradițiile, valorile noastre moldovenești. Despre mândria pentru țară și istoria sa și pentru independență a vorbit și secretarul executiv Garda Tânără, consilierul municipal PSRM Victor Poliakov. Acesta a menționat că reprezentanții Gărzii Tinere vor să arate cât de important este să prețuim independența și cât de important este să depunem eforturi pentru a o păstra. Noi înțelegem că doar într-un stat unde cetățeanul își iubește statul său, într-un stat unde cetățeanul se simte mândru pentru statul său, doar acel stat se poate dezvolta bine, se poate dezvolta cu o generație unde tinerii și vezi, țara tinerii sunt mândri pentru statul său. Desigur că dăm un exemplu și tinerilor, un exemplu bine de urmat, un exemplu că statul nostru trebuie și va fi numai decât independent și suveran. Și ce, pentru ce pledează unii politicieni și partide, destrămarea statului nostru nu se va întâmpla niciodată. La 27 august 1991, RSSM a fost convocată în Marea Adunare Națională, în urma căreia Parlamentul a votat adoptarea Declarației de Independență, document ce proclamă independența Republicii Moldova, ținând cont de trecutul de 1000 de ani al poporului moldovenesc și de statalitatea sa continuă, începând din vremea Principatului Moldovei și subliniind totodată dreptul de plin de a face un astfel de pas. În baza cartei ONU, care include drepturile egale ale popoarelor și dreptul lor la autodeterminare, precum și actului final de la Helsinki, Parlamentul Moldovei a proclamat oficial Republica Moldova ca stat suveran, independent și democratic. La Palatul Republicii a avut loc o recepție de gală cu ocazia Zilei Independenței Republicii Moldova. La eveniment au participat înalți oficiali ai statului, adjuncți, miniștri, șefi ai misiunilor diplomatice acreditate la Chișinău, persoane publice și mulți alții. Este de remarcat faptul că la recepție au participat și deputații care prin votul lor din 27 august 1991 au restaurat adevărul istoric și au adoptat Declarația de Independență a Republicii Moldova. A atras atenția asupra acestui fapt, președintele țării noastre Igor Dodon, care în discursul său a solicitat tuturor celor prezenți să depună eforturi pentru consolidarea independenței statului nostru. Votul din 27 august 1991 a fost doar în început. Prin el, înaintașii neamului au creat o oportunitate istorică de a ne regăsi ca popor, de a crea perspective pentru generațiile următoare. Însă pentru a atinge aceste obiective, noi cu toții trebuie să reconfirmăm prin muncă și atitudine patriotică independența țării, în fiecare zi, în fiecare clipă. Și aici mă refer mai întâi de toate la exponenții clasei politice. Șeful statului consideră că mulți ani politicienii nu au găsit întotdeauna cele mai bune soluții pentru a depăși provocările și problemele și uneori chiar au acționat în mod deliberat împotriva intereselor țării și a oamenilor. Acum, a menționat Igor Dodon, a venit momentul să ne revizuim obiectivele și să punem națiunea și interesele țării în prim plan. Problemele oamenilor trebuie să devină problemele partidilor și nu invers. Sunt sigur că fiecare dintre noi și cu toții împreună putem întări independența Republicii Moldova. Suntem la mai puțin de 3 luni de la depășirea unei dintre cele mai grave crize politice din istoria țării noastre. La început de iunie, țara s-a confruntat cu o tentativă de uzurpare a puterii de stat.
Ситуация де криза а fost depășită în mod pașnic datorită unui consens intern politic și cu susținerea partenerilor externi ai Republicii Moldova. Astăzi a continuat șeful statului, este necesar ca toate partidele componente ale coaliției de guvernământ să se concentreze pe reforme autentice, pe rezolvarea problemelor țării, lăsând la o parte diferențele politice și preferințele geopolitice. Igor Dodon consideră că actuala majoritate a coaliției are un nivel ridicat de conștientizare în acest sens, iar agenda de pe agenda reformelor prioritare și principalele sarcini ale guvernului include cel puțin 5 domenii principale: reforma justiției, drepturile omului, lupta împotriva corupției și a instituțiilor statului în slujba cetățenilor, dezvoltarea economică și îmbunătățirea echității sociale, consolidarea neutralității și reîntregirea țării, urmărirea unei politici externe echilibrate. Suntem dispuși să reluăm consultările cu partenerii noștri din Est și din Vest la subiectul elaborării unui foi de parcurs pentru a o implementa cu succes. Moldova va continua să respecte angajamentele asumate prin acordurile comercial-economice și sociale, inclusiv prin acordul de asociere cu Uniunea Europeană, acordurile existente în cadrul CSI. În finalul discursului său, șeful statului s-a adresat și cetățenilor statului nostru multinațional. Asigurarea dreptului la o viață demnă pentru cetățenii săi, indiferent de originea etnică, apartenența culturală, politică sau religioasă, este responsabilitatea principală a fiecărui stat democratic. Vreau să subliniez că în Moldova a fost posibilă menținerea păcii și armoniei interetnice, care sunt singura modalitate de a asigura stabilitatea în societate și de a îmbunătăți calitatea vieții oamenilor. Șeful statului a subliniat că va continua să se opună hotărător acțiunilor care vizează schisma interetnică și împotriva politicienilor care pun o națiune deasupra alteia. Conviețuind în armonie cu reprezentanții mai multor etnii, moldovenii au știut dintotdeauna să depășească momentele grele, să înfrunte încercările sorții, pericolele interne și cele externe. Le-a reușit cu credință în bunul Dumnezeu, cu dragoste față de patrie și prin muncă asiduă. Sunt sigur că doar astfel vom învinge și dificultățile actuale și vom realiza obiectivele de acum 28 de ani, de la proclamarea independenței Republicii Moldova. La mulți ani, Republica Moldova! Președintele țării Igor Dodon a felicitat compatrioții noștri cu prilejul zilei independenței Republicii Moldova, precizând că ziua de 27 august al anului 1991 a fost un moment istoric de excepție care ne-a oferit prilejul să ne construim cu propriile eforturi țara, economia, societatea și viitorul. În cei 28 de ani de independență, noi am trecut prin mai multe greutăți și încercări, dar totodată s-a maturizat și societatea noastră, clasa politică. Astăzi suntem mai mult ca oricând pregătiți pentru democrație, pentru progres, pentru viitor. Eu personal, ca cetățean al acestei țări, ca președinte al Republicii Moldova, apreciez foarte serios misiunea generației noastre de a realiza tot ce e mai bun pentru Moldova, de a scrie o pagină nouă în istoria țării, de care să ne mândrim și noi, și copiii, și nepoții noștri. Datoria noastră este să construim un stat în care oamenii vor să trăiască, să studieze, să muncească și să își crească copiii, a subliniat Igor Dodon. Dar acest lucru este imposibil fără unitate, solidaritate și armonie în societatea noastră, a menționat șeful statului și și-a continuat discursul de felicitare în limba rusă. Dragii sograjdani, давайте осознаем, что нам сегодня как никогда необходима сплоченность, мир и согласие в нашем обществе. Dragi concetățeni, haideți să realizăm că astăzi, mai mult decât oricând, avem nevoie de unitate, pace și armonie în societatea noastră. Trebuie să înțelegem că suntem un singur popor și nu trebuie să permitem să fim împărțiți după principii lingvistice sau etnice. Cred că fiecare dintre voi, moldoveni, ucraineni, ruși, găuzi sau bulgari, pot spune cu încredere, Moldova sunt eu. Da, statul este fiecare dintre voi. De munca dumneavoastră, de dragostea pentru pământul nostru, depinde cum va fi casa noastră comună, Moldova. Potrivit președintelui, trebuie să dăm dovadă mereu de curaj și maturitate politică, iar dacă suntem uniți și inspirați, vom atinge cele mai înalte obiective și vom lăsa generațiilor viitoare o Moldovă viabilă și prosperă.
Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Zinaida Greceanu, a felicitat compatrioții cu ocazia Zilei Independenței și le-a dorit să fie mândri și demni de Republica Moldova. În această zi de sărbătoare vreau să mulțumesc tuturor celor care au apărat și au consolidat statul nostru de-a lungul anilor, celor care au învățat, tratat, protejat și ajutat părinții și copiii noștri în pofida tuturor greutăților. Doar grație credinței și rezistenței oamenilor care își desfășoară în fiecare zi cu onestitate meseria, astăzi sărbătorim a 28-a aniversare a independenței țării noastre. Sunt convinsă că și în viitor vom putea răspunde tuturor provocărilor și vom depăși toate dificultățile. Este important pentru noi să fim uniți și să înțelegem că avem o istorie comună și un viitor pe care, prin efort conjugat, îl putem face frumos. Și sper că împreună vom oferi cetățenilor, copiilor și nepoților noștri o viață decentă și sigură acasă în țara noastră. Felicitări cu ocazia Zilei Independenței! Republica Moldova este felicitată din diferite colțuri ale lumii. Mesaje la adresa cetățenilor țării noastre și a președintelui Igor Dodon au sosit concomitent de pe câteva continente. De ziua independenței, liderii mai multor țări i-au dorit statului nostru pace și prosperitate. Primiți sincerele mele felicitări cu prilejul Zilei Independenței Republicii Moldova și cele de a 75 aniversări de la eliberarea Moldovei de fasciști. În anii grei de război, părinții și bunei noștri au luptat umăr la umăr pe front și în detașamentele de partizani. Actele lor de eroism sunt fără seamăn și sunt pentru noi un simbol al bărbăției, al jertfirii de sine, al patriotismului și devotamentului față de datoria de ostaș. Este important că și astăzi tradițiile glorioasei prietenii și ale ajutorului reciproc unesc popoarele Rusiei și Moldovei și ne ajută să stabilim legături de cooperare între statele noastre. Vă rog să le transmiteți tuturor veteranilor care locuiesc în Republica Moldova cele mai calde felicitări și cuvinte de recunoștință cordială. Vă doresc din suflet dumneavoastră și conaționalilor dumneavoastră fericire, bunăstare și prosperitate, a specificat președintele rus. La rândul său, președintele Statelor Unite, Donald Trump, a menționat că este bucuros să felicite Republica Moldova cu ocazia Zilei Independenței într-un an al schimbărilor mari pentru țara noastră. După un proces electoral tensionat și dificil, guvernul vostru de coaliție continuă să acorde atenție creării unei instituții de stat mai puternice, mai transparente, mai responsabile, care slujesc poporului moldovenesc și continuă să realizeze dorințele lor de a trăi într-o țară modernă europeană. Suntem bucuroși că vă sprijinim în succesele voastre. Vă urez un an cu pace și roditor și vă promit sprijinul în continuare al Statelor Unite în calea voastră spre un viitor cu adevărat democratic și prosper pentru Moldova, menționează liderul de la Casa Albă. Sincere felicitări moldovenilor cu prilejul sărbătorii a fost adresată și de către președintele Belarusului Alexandru Lukashenko. Colaborarea productivă în mai multe domenii dintre țările noastre se bazează pe relații tradiționale de prietenie, bună vecinătate și ajutor reciproc. Un rol important în aprofundarea relațiilor de parteneriat îl are atenția dumneavoastră personală acordată dezvoltării multilaterale a relațiilor cu Republica Belarus. Din suflet vă doresc, domnule Igor Dodon, sănătate, succes și inspirație pentru noi realizări, iar poporului moldovenesc înfrățit, pace și fericire. Cu un mesaj de felicitare în adresa președintelui și poporului moldovenesc au venit și liderii republicilor Kazahstan și Armenia. Mult stimate Igor Dodon, vă adresez sincere felicitări cu ocazia Zilei Independenței Republicii Moldova. În Kazahstan se acordă o importanță deosebită dezvoltărilor relațiilor de prietenie și de ajutor reciproc între Nur Sultan și Chișinău, într-un spectru larg al colaborării bilaterale. Cu această ocazie, stimate Igor Dodon, vă urez noi realizări și succese în funcția înaltă pe care o dețineți. Mult stimate Igor Dodon, vă adresez felicitări cordiale cu ocazia Zilei Independenței Republicii Moldova. Sunt convins de necesitatea realizării potențialului enorm al parteneriatului dintre statele Armenia și Moldova spre binele popoarelor noastre, sunt convins că prin eforturi comune vom putea obține lărgirea colaborării moldo-armenești, ce reprezintă interesele comune deja în cel mai apropiat timp. Vă doresc sănătate, noroc și toate cele bune, iar poporului prietenesc moldovenesc, pace și dezvoltare. La rândul său, președintele Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, a confirmat susținerea dezvoltării colaborării cu țara noastră, apreciind aportul depus de Igor Dodon
Macedon în soluționarea crizei politice din Republica Moldova. Domnule președinte, cu prilejul zilei independenței Republicii Moldova, vă transmit dumneavoastră și cetățenilor moldoveni felicitări cordiale atât în nume propriu, cât și în numele conaționalilor mei. Apreciez foarte mult faptul că ați reușit să soluționați criza politică din țara dumneavoastră cu acordul părților implicate, dar și grație sprijinului dumneavoastră personal. Doresc să vă asigur că Republica Federală Germania rămâne un partener fiabil pentru țara dumneavoastră și pentru poporul moldovean și că vă va sprijini în procesul de dezvoltare al unei societăți deschise și democratice în Republica Moldova. Mult stimate domnule președinte, mă bucur enorm să vă transmit felicitările mele cele mai călduroase cu ocazia aniversării declarației de independență a Republicii Moldova. Profit de această ocazie și vă transmit totodată urările mele cele mai bune pentru bunăstarea dumneavoastră personală, precum și pentru viitorul fericit al poporului Republicii Moldova. Un respect deosebit față de poporul moldovenesc a fost exprimat și de președintele Republicii Populare Chineze. Cu ocazia zilei independenței Republicii Moldova din partea guvernului și poporului chinez, dar și din partea mea personală, exprim poporului moldovenesc sincere felicitări, cele mai bune urări de bine. Acord o deosebită importanță dezvoltării relațiilor moldo-chineze și împreună cu dumneavoastră să depunem efort pentru atingerea noilor rezultate în relațiile bilaterale și de colaborare în diferite domenii spre binele poporului în ambele țări. În adresa președintelui Republicii Moldova continuă să parvină mesaje de felicitare cu prilejul zilei independenței. Urări de bine, bunăstare și pace au fost exprimate de către președintele Republicii Tajikistan, Republicii Uzbekistan și Republicii Kârgâze. Reprezentanții mișcării de tineret, urmașii lui Ștefan, au venit cu un mesaj de felicitare cu ocazia Zilei Independenței și aniversarea celor 660 de ani de statalitate. Tinerii au organizat un meeting pentru a distribui pliante în scoarul catedralei și în grădina publică Ștefan cel Mare. Potrivit organizatorului, în acest mod ei doresc să împărtășească sentimentul de mândrie pentru țară și poporul moldovean. Scopul campaniei noastre este de a, în primul rând, de felicita cetățenii noștri cu această ocazie frumoasă, de a aniversa împreună acești 660 de ani de statalitate moldovenească și de a le reda lor mândria că trăiesc într-o țară cu o istorie bogată, într-o țară cu un popor care a luptat foarte mult pentru ca să aibă statalitate, ca să aibă stat și ca să existe în general ca popor. Noi, atunci când le distribuim, noi felicităm sincer cetățenii noștri cu această frumoasă ocazie, cu această sărbătoare importantă, pentru că este o acțiune pe care vine din suflet, este o acțiune care nouă ne trezesc sentimente și emoții deosebite și asta ne face să ne simțim mai siguri în viitorul nostru. Roibu a adăugat că consolidarea statalității și apărarea independenței țării noastre este datoria fiecărui cetățean al Republicii Moldova, în special al tinerilor care locuiesc în această țară. Astăzi este sărbătorită independența Republicii Moldova și cu acest prilej țara noastră abundă în evenimente. Astfel, Parcul Afgan din sectorul Râșcani al capitalei a fost gazda unui concert unde au evoluat ansambluri artistice de copii și interpreți autohtoni. Pritură consideră că asta e o sărbătoare pentru Republica noastră și am convenit ca să organizăm acest eveniment, acest concert, unde particip copii, ansambluri care au câștigat diferite concursuri naționale și internaționale și pur și simplu am vrut pentru copiii aceștia și pentru locuitorii sectorului Râșcani să organizăm acest eveniment, acest concert, având în vedere că azi este o sărbătoare mare. Bucurie și zâmbetul sincer nu lipseau de pe chipurile celor prezenți. De la mic la mare s-au adunat pentru a sărbători independența și a demonstra un sentiment de mândrie pentru țara noastră. Am venit și noi să sărbăm cu copiii, deoarece copilul meu face parte dintr-un ansamblu, facem distracție, totodată și sărbătorim. Și ar trebui fiecare an, fiecare din noi, ca cetățean al acestei micute țări, să sărbătorească cine și cum poate, care să vină la manifestații de genul ăsta care sunt organizate de către administrația publică locală, care acasă, dar în inimă suntem toți moldoveni și ar trebui să prețuim ceea ce avem. Noi am venit cu toată familia să sărbătorim. Astfel de evenimente nu fac decât ca cetățenii să se adune împreună. Aici venim noi, părinții, bunei, nepoți. De fapt, suntem diferiți, dar cu ajutorul prestațiilor copiilor ne cunoaștem și devenim mult mai uniți. Silnie, vmesti, ca adnoțe.
говорила. Мы радуемся, что мы живем в мире. Noi ne bucurăm că trăim în pace, ceea ce este cel mai important. Având un cer senin deasupra capului, toți oamenii pot fi încrezuți în ziua de mâine. Menționăm că în acest an se sărbătorește și a 660-a aniversarea statalității moldovenești. Președintele Republicii Moldova a avut o întrevedere cu Anatol Kinah, președintele Uniunii Industriașilor și Antreprenorilor din Ucraina, ex-prim-ministrul Ucrainei, originar din satul Brătușeni, raionul Edineț. Anatol Kinah se află în țara noastră pentru a participa la evenimentele desfășurate cu ocazia marcării Zilei Independenței Republicii Moldova. Părțile au discutat despre situația politică și economică din Moldova, Ucraina și din regiune. Oficialii au abordat subiecte cu privire la dezvoltarea și aprofundarea relației de colaborare dintre țările noastre. Părțile au fost unanime în opinia că cooperarea dintre statele noastre trebuie să fie bazată pe relații strânse de prietenie, încredere și respect reciproc spre binele cetățenilor noștri. În mod special, Igor Dodon a accentuat necesitatea consolidării raporturilor comerciale economice prin identificarea sferelor de interes comun, implementarea unor proiecte comune care ar conduce la dezvoltarea economică a ambelor țări. Anatol Kinah a transmis poporului nostru felicitări cu prilejul Zilei Independenței, urându-ne fericire, bunăstare, pace și încredere în viitor. Astăzi, președintele Parlamentului a avut o întrevedere cu ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Republicii Kazahstan în Republica Moldova. În cadrul dialogului, părțile au discutat despre cea de-a patra reuniune a președinților de parlamente din Eurasia, care se va desfășura în perioada 23-24 septembrie. Zinaida Grecean i-a confirmat participarea delegației moldovenești la reuniune. Scopul forumului, la care participă delegații din circa 65 de țări, este dezvoltarea unei cooperări multidimensionale între parlamentele din Europa și Asia, precum și extinderea dialogului interparlamentar și bilateral între țările din spațiul euroasiatic. Republica Moldova trebuie să iasă din izolarea în care s-a aflat în ultimii ani. Am promovat și vom promova o politică externă echilibrată și pragmatică. La finalul întrevederii, ambasadorul Republicii Kazahstan a felicitat poporul Republicii Moldova cu Ziua Independenței și a menționat nevoia păstrării și dezvoltării relațiilor de prietenie tradiționale dintre țările noastre. Astăzi, președintele Parlamentului Zinaida Grecean a avut o întrevedere cu ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Emiratelor Arabe Unite în Republica Moldova, Salem Ahmed Al-Kaabi, cu reședința la Kiev. Speakerul i-a mulțumit ambasadorului pentru prezență într-o zi importantă pentru Republica Moldova. În cadrul dialogului am optat pentru reluarea curselor aeriene directe și abolirea regimului de vize pentru cetățenii Republicii Moldova. În timpul întrevederii am discutat despre stadiul actual al relațiilor bilaterale și potențialul existent pentru creșterea schimburilor comerciale și culturale. De asemenea, am exprimat deschiderea pentru intensificarea dialogului bilateral pe dimensiunea parlamentară. Astăzi, speakerul Zinaida Grecean i-a discutat cu participanții programului DUR, Diaspora, Origini, Reveniri, care au vizitat Parlamentul. Zinaida Grecean i-a salutat acasă, locul de unde au plecat părinții acestora și unde speakerul și-a exprimat speranța că vor reveni. Președintele Parlamentului le-a urat copiilor noi succese și forță pentru a contribui împreună cu părinții la modernizarea țării. Este al treilea an consecutiv când Parlamentul găzduiește programul DUR, organizat anual în luna august. În acest an, programul se desfășoară în perioada 19-28 august și întrunește 120 de copii din 22 de țări. Scopul taberei este de a oferi șansa copiilor și tinerilor din diasporă de a-și vizita țara de origine, de a cunoaște valorile și tradițiile naționale, de a lega prietenii.
Inscripțiile Inspectat fără mine, păstrată de pe vremea Marelui Război pentru apărarea patriei pe doar 10 case din capitala Moldovei, sunt acum recunoscute ca monumente istorice. Un proiect de restaurare a acestora a fost lansat în urmă cu 5 ani cu sprijinul președintelui Republicii Moldova și al Centrului Rus pentru Știință și Cultură din Chișinău. Astăzi, 27 august, a avut loc deschiderea inscripțiilor istorice restaurată, lăsată de specialiștii Armatei Roșii. Este de remarcat faptul că în această zi, exact acum 75 de ani, locotenentul Gurkin a efectuat prima operațiune de deminare a clădirilor din Chișinău. Am putut determina soarta a trei ofițeri care au fost implicați în deminări. Locotenentul Piotr Gurkin, locotenentul Kiril Boltramiuc și locotenentul Nicolae Simonov. Toți aceștia s-au angajat în deminările din Chișinău. Data uneia dintre primele deminări este 27 august 1944, exact cu 75 de ani în urmă. Acești oameni, riscându-și viața, ne-au eliberat orașul de explozibil, iar astăzi le păstrăm amintirea în acest fel. И их память мы сегодня вот таким вот образом увековечиваем. Aceasta este o parte foarte importantă a istoriei nu numai a Chișinăului, ci a întregii Republici Moldova, a istoriei eroice. Și noi, desigur, considerăm că este o misiune importantă să păstrăm această istorie, să onorăm memoria eroilor. Inscripțiile istorice au fost acoperite cu sticlă specială pentru a le proteja de expunerea la praf, apă, lumina directă a soarelui, dar și de mâinile vandalilor. Inscripțiile au fost restaurate cu o vopsea specială, exact aceea care a fost folosită de specialiști în anii 44. Am putut readuce toate cele 10 inscripții la un aspect decent. Inscripțiile sunt acoperite cu sticlă de protecție specială și peliculă împotriva vandalilor, fiind fixate pe suporturi stabile. Acum, după ce inscripția Inspectat fără mine a primit statutul de monument istoric, orice încercare de vandalizare a acestora va fi strict pedepsită în conformitate cu legislația în vigoare. Amintirea eroilor va fi vie mereu. Pe 25 august, cu onoruri militare, 68 de soldați sovietici care au murit pentru eliberarea statului Caracui din raionul Hâncești au fost reînhumați. Сегодня, спустя 75 лет, мы наконец-то восстанавливаем историю. Astăzi, după 75 de ani, noi am restabilit adevărul istoric, adevărul uman și ortodox. 68 de soldați care astăzi vor fi reînhumați, care din cauze diferite au fost înhumați în diferite locuri. Memorie veșnică eroilor căzuți pentru libertatea și independența patriei noastre. Героям, погибшим за свободу и независимость нашей родины. Amintirea eroilor eliberatori ai țării noastre ține de datoria fiecărui cetățean al Republicii Moldova. Cu sprijinul președintelui a fost restaurat un monument în satul Caracui, pe care sunt inscripționate numele soldaților care și-au dat viața pentru eliberarea pământului nostru, precum și a tuturor sătenilor care au mers pe front, dar nu s-au întors acasă. Pe parcursul activității sale, domnul Dodon, permanent atrage o deosebită atenție memorie celor căzuți pentru eliberarea Moldovei. Memorie celor care au jertfit viața lor pentru ca noi să trăim în pace. Până nu va fi înmormântat ultimul soldat, războiul continuă. Noi trebuie să facem totul ca acei ostași care au căzut pe câmpurile de luptă să fie înmormântați creștinește. Și atunci eu cred că în ultimul ostaj va fi înmormântat, se va termina acest război. În august 1944, 220 de soldați și ofițeri sovietici au căzut în luptă în apropierea satului Caracui. Hitleriștii, fiind încercuiți, încercau să iasă din capcana, însă trupele sovietice au ținut piept încercărilor. Cu prețul vieții, Armata Roșie și-a păstrat apărarea. 5 luptători au devenit eroi Uniunii Sovietice, 4 dintre aceștia post-mortem. Bătălia din satul Caracui a fost una dintre ultimele dinainte de eliberarea completă a Moldovei de fascism. Thank you.
Astăzi, la președinție, Igor Dodon a felicitat cuplul Mucuța din localitatea Sângera, municipiul Chișinău, care a împlinit 50 de ani de căsătorie. Pe parcursul a jumătate de secol, Ilarion și Elena Mucuța au crescut în armonie 3 copii, iar în prezent familia se bucură de 6 nepoți și un strănepot. Șeful statului i-a urat familiei Mucuța sănătate, prosperitate și mulți ani fericiți alături de cei dragi, exprimându-și respectul pentru devotamentul și dragostea de care au dat dovadă pe parcursul a jumătate de secol. Igor Dodon a reiterat faptul că susținerea familiilor cu mulți copii, familiilor longevive și a celor social vulnerabile rămâne a fi una dintre prioritățile administrației președintelui. Reamintim, anul 2019 a fost declarat prin decret prezidențial An al Familiei în Republica Moldova. Zâmbete, muzică energică și o prezentare distractivă, anume așa a fost inaugurat cel mai nou havuz multicolor din țara noastră pe data de 25 mai în Parcul Valea Trandafirilor. Cu această inițiativă de a reconstrui acest havuz au venit activiștii de la Garda Tânără. Am semnat o petiție care a primit feedback pe internet. Mulți oameni au început să o semneze. Apoi am organizat un meeting la acest havuz pentru a putea fi auzit și de primărie. Acest lucru a fost realizat. Consilierii municipali din fracțiunea Partidul Socialiștilor au reacționat la apelul tinerilor. Fracțiunea Partidului Socialiștilor în Consiliul Municipal a răspuns apelului făcut de reprezentanții organizației Garda Tânără și după aproape 2 ani am reușit să restaurăm acest havuz. A fost reconstruită și amenajată zona aferentă fântânii arteziene. Cu efortul comun s-a reușit amenajarea unei zone de recreiere unică nu numai pentru Chișinău, ci și pentru întreaga țară. Este unic prin faptul că nu avem încă astfel de havuzuri. Aceasta este așa numită fântână de jocuri. Aici, practic, nu există rezervoare pentru colectarea apei. Jeturile de apă trag din diferite părți, iar copiii se pot juca. Mii de oameni care au venit la deschiderea fântânii arteziene au rămas impresionați de munca depusă. Cetățenii sunt siguri că noul havuz, parcul, dar și terenul de joacă pentru copii vor fi locul preferat de relaxare. Sunt foarte mulțumită că s-a făcut ceva nou, cred că este foarte bine. Venim aici destul de des, iar acum că au construit acest havuz, o vom face și cu o mai mare plăcere. Cred că este super că a fost reparat. Încă din copilărie vin foarte des pe aici și a fost mare mizerie. Mă voi plimba mai des, voi încerca să o fac în fiecare weekend. Venim aici destul de des, iar acum că au construit acest havuz, o vom face și cu o mai mare plăcere. Primii pași spre restaurare au fost făcuți încă din 2017 și, în ciuda tuturor obstacolelor, aleșii poporului din PSRM au reușit totuși să facă față sarcinii într-un timp destul de scurt. În anii precedenți au fost făcuți primii pași în această direcție. Din martie au început lucrările și acum, astăzi, putem vorbi deja despre faptul că fântâna, locul, zona aferentă, terenul de joacă, totul a căpătat o altă înfățișare. Din punctul nostru de vedere, anume așa ar trebui să fie amenajat Chișinăul. Președintele fracțiunii Partidului Socialiștilor în Consiliul Municipal, Dinar Cojocaru, este convins că acesta este doar începutul lucrărilor pentru îmbunătățirea capitalei. Este un început la o modernizare a orașului, deoarece la construcția acestui havuz s-a luat în vedere însăși conceptul localizării lui. Este intrarea în Parcul Valea Trandafirilor. Sărbătoarea s-a încheiat cu focuri de artificii grandioase. Zâmbete, dulciuri, baloane, jocuri, muzică și dans. În ajun, activiștii Gărzii Tinere au organizat o altă sărbătoare pentru cei mai mici locuitori ai capitalei. De această dată, evenimentul a avut loc în Parcul Afgan din sectorul Râșcani. Astăzi sunt clown, animator pentru copii. Este amuzant pentru toți, împart baloane și bomboane. Avem o piscină uscată cu mingi pentru copii. Avem floricele de porumb, vată de zahăr. Totul este gratuit. Este nisip kinetic, iar figurinile din gips pot fi de asemenea pictate. Fiecare copil are dreptul la o copilărie fericită și lipsită de griji. Sunt conviși activiștii Gărzii Tinere. Din acest motiv, deja de mai mulți ani, aceștia organizează astfel de sărbători.
Мы понимаем, что не у каждой семьи есть возможность. Înțelegem că nu orice familie are posibilitatea de a merge la un centru comercial într-o zonă de divertisment. Așa că am decis să organizăm această sărbare pentru copii și astăzi are loc aici în sectorul Râșcani. Este de menționat faptul că Garda Tânără promovează activ valorile familiei și organizează în mod constant diverse evenimente culturale pentru copiii și tinerii nu numai din capitală, ci și din alte localități din toată țara. Batalionul cu destinație specială Fulger a cucerit pentru prima dată în istoria sa Cupa Independenței la rugby pe plajă. Echipa de la Ialoveni, creată acum 4 luni în debutul său la turneu, i-a învins pe toți adversarii săi. În finală, batalionul a învins echipa Blue Marine Chișinău cu scorul de 5-3. Desigur, 4 luni am antrenat. Vrem să mulțumim domnul antrenor că ne-a susținut și ne-a motivat să câștigăm această cupă. A fost greu, însă am trecut și peste asta. Ne-am fost puțin mai motivați ca echipa adversă și am câștigat. Cheia succesului e foarte simplă. Disciplină, muncă zi de zi. Cine muncește, așa lăsă. Pe locul 3 au urcat rugbiștii de la UTM. Turneul din Valea Morilor a adunat 6 echipe. Cupa Independenței de rugby pe plajă este organizată de Asociația Municipală. Este benefic cu atât mai mult că încheiem și sezonul de vară cu această competiție pe plajă, care este dedicată Ziua Independenței Republicii Moldova și are și o denumire frumoasă, Cupa Independenței. Și sperăm că cu acest turneu deja vara se încheie, dar oricum o să continuă competițiile mai departe. La anul viitor, Fulger va reprezenta Moldova la campionatul Europei pe cluburi la rugby pe plajă.